Hei, salutare dragii mei, bună dimineața și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la cafeluță, poftă bună la viață și la lucruri minunate. Și mulțumesc încă o dată celor care s-au abonat ca și membri la, s-au alăturat, de fapt, la canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc mult, mult, mult. Înseamnă foarte mult pentru mine, în primul și în primul rând, faptul că doriți să cunoașteți mai mult și să faceți mai mult pentru voi, pentru mine. Asta contează cel mai mult. Bun, dragii mei, haideți să dăm drumul mesajelor și să vedem despre ce este vorba astăzi. Și îmi spune asta. Haideți să o luăm pe asta și să vedem ce ne spune learning experience, de a învăța din experiențele tale. E un fel de hermit, seamănă foarte mult cu hermitul această carte, dar cel care ajunge la destinație este aproape de încheierea unui ciclu și stă și meditează, reflectează ce a învățat el din ceea ce s-a întâmplat. Un punct, să spunem, în călătoria vieții tale extrem, extrem de important, că dacă treci de la una la alta fără să te întrebi, măi, ce am avut eu de învățat din această experiență, știi că e vorba, ai trecut ca vodă prin lobodă. Eu mereu asta și m-am gândit, ce căuta vodă în lobodă, chiar îi plăcea de mult loboda lui vodă, în fine. Bun, mergem mai departe și să vedem și niște bilețele despre ce se întâmplă astăzi și vedem întoarcere. Hopa, hopa, Penelopa. Poate că, da, în cazul unora dintre voi s-au încheiat niște situații, poate cineva vrea să se întoarcă sau tu ești tentat să te întorci. Vezi dacă te întorci cu lecțiile învățate, da sau nu, pentru că altfel nu vei face decât să repeți același scenariu din nou și din nou și din nou. Picioare, nu știu dacă cineva se întoarce pe jos, depinde de unde se întoarce. Vorbim clar despre cineva în zodia pești sau cineva care, sau despre drumul în viață, direcția în viață. Și, uite că am găsit și bucățica care lipsea, viața anterioară, era bilețelul ăla cu ioară, da? Nu era nici vioară, nici așa, era viața anterioară. Poate cineva dintr-o viață anterioară pe care ai cunoscut într-o viață anterioară se întoarce sau sunt niște lecții de învățat de acolo și se cred. Ulala, interesant. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem pe calea astrelor ce secrete mai ascunse din viețile anterioare. Vedem casa a doua, casa resurselor și a finanțelor sau a banilor câștigați prin muncă este vizată astăzi. Și gemenii, comunicarea, pot fi discuții, da, legate de bani, pot fi discuții legate de orice altceva cu cineva în gemeni sau nu numai cu cineva în gemeni, să ne înțelegem, poate să fie și o decizie pe care va trebui sau ar fi bine să o iei legată de legată de partea aceasta materială. Ok, și casa a noua, da? Casa învățăturilor. Ai învățat sau nu ai învățat? Să ai încredere în tine, să ai încredere în potențialul tău, poate de a câștiga niște bani. Sau poate pentru unii dintre voi, dragii mei, una din temele, misiunile pe care le-ați ales în această viață, în această existență, are legătură cu comunicarea cu ceilalți, într-un fel sau altul, dar comunicarea cu mase mari de oameni, îmi spune, e pentru unii dintre voi, nu e pentru toată lumea. Bun, mergem mai departe și haideți să vedem și de aici ce alte mesaje mai avem noi. Și mai avem un Jupiter în pești. El vorbește despre seducție, dar vorbește și despre idei, inspirația, haideți să spunem așa, inspirația aceea pe care o primești în anumite momente ale vieții tale sau poate în anumite momente ale zilei, nu știu, pune-o cumva în practică. Este ceva, ok, e pentru câțiva dintre voi, este ceva ce încă nu ți-ai dat voie să deblochezi, ceva ce ai făcut și în viețile anterioare, ceva la care ești foarte bun, ceva ce ți-ai promis cumva să faci și să exprimi și în această existență. Nu ține lucrurile acestea doar pentru tine, dă-ți voie să le deblochezi, nu știu, prin regresie, prin meditație, prin ce vrei tu, deblochează-le pentru că sunt necesare în această existență și asta trebuie să faci tu pentru a beneficia de, mă rog, partea aceea materială, așa cum înțelegem noi, a vieții. Dar e ceva ce mi-ai făcut și în alte existențe și trebuie doar acel declic, da? Sau poate deja declicul s-a întâmplat, dar nu-ți dai voie să împărtășești cu cei din jurul tău lucrul acesta, o ții doar pentru tine. Nu mai face lucrul acesta, nu mai ține informațiile doar pentru tine, că îți blochezi fluxul banilor, da? Fluxul abundenței.
Mergem mai departe și haide să vedem ce alte mesaje mai avem noi aici. Din partea spiritului, trăiește în momentul prezent și fii recunoscător pentru tot ceea ce ai. Vorbim poate despre blocarea sau mai bine spus deblocarea fluxului abundenței în viața ta. Lasă trecutul în spate și dă-ți voie să trăiești în momentul prezent. Uite, ghizite spirituali sunt alături de tine și vor să vadă ce faci de data aceasta, cum te comporți și care este atitudinea pe care o adopți. Pentru că vedem, tu, da, poți ajunge să construiești niște lucruri foarte faine, foarte solide, dar ai nevoie de echilibru, ai nevoie să nu te mai lași poate tras în toate părțile, să nu-ți mai lași energia consumată de experiențele trecutului și așa mai departe. Dă-ți voie să te repui în echilibru. Ok, cineva s-ar putea să se uite pe pozele tale sau să se uite după tine sau poate faci tu lucrul acesta și te ține energia trecutului și ar fi bine să încetezi să mai faci lucrul acesta. Sau cineva din trecutul tău, ia că te se uită după tine, tot am văzut noi întoarcerea acolo. Ok, și vedem putere, forță personală. Tu vezi-ți de tine, vezi-ți de drumul tău, regăsește și reactivează forța aceasta din interiorul tău. Nu știu, lasă-i pe ceilalți să se uite, să vadă cum crești. Dar e treaba lor cum consideră și cum apreciază sau nu apreciază lucrul acesta. Tu concentrează-te pe tine și iată-te deciziile pe care unii dintre voi le veți avea de luat. Fie din a repeta aceleași lucruri pe care le-ai făcut și în trecut sau să-ți reactivezi puterea interioară și să formezi o structură echilibrată în interiorul tău care să te ducă într-o direcție cu totul și cu totul nouă. Sau poate apare cineva din trecut, cine știe, și atunci va trebui să decizi dacă te întorci acolo sau nu. Mergem mai departe cu mesajul din partea doamnei Lună. Ia să vedem doamna Lună ce zice doamna Lună. Să te uiți la imaginea de ansamblu, da? E un fel de fă pasul înapoi, cum am discutat ieri, da? Și uită-te la imaginea de ansamblu, vezi ce ai avut de învățat de acolo, vezi care sunt lecțiile importante, vezi ce nu ai vrea să se mai repete, dar nu te concentra pe ce nu ai vrea să se mai manifeste, pentru că aia vei hrăni din punct de vedere energetic. Concentrează-te pe ce ai vrea să vină. Oh, cât de frumos și interesant începe cu cartea turnului, da? Pot fi surprize neașteptate, pot fi răsturnări de situație, iată-te și alegerile apar aici, da? Categorii vorbim despre alegeri și ascultă inspirația divină, ce ți-am spus, chakra coronă este aici, legătura cu divinitatea, am văzut cu peștii acolo. Ascultă vocea aceasta a divinității, a ghizilor tăi spirituali și nu cutia cu maimuțe, uite-le una lângă cealaltă. E ca și cum ți se dă ocazia să mergi către acest soare, tu niciodată nu vrei să te uiți la el, uită-te măcar, da? Și de data aceasta, zic eu, alege înțelept. Cartea pusnicului, a hermitului, ce vorbeam la începutul citirii. Stai și analizează lucrurile, uită-te la imaginea de ansamblu, ascultă-ți intuiția și vezi ce anume are să-ți spună ea, niciodată, niciodată nu te minte. No, bun, haide să vedem, why is the tower here, thank you spirit. Ok, și vedem treiul acesta de bâte, planuri de viitor, da, putem vorbi despre planuri de viitor, putem vorbi despre a lăsa prietenii, iubiri, ce, Doamne iartă-mă, mai este acolo, sau chiar și lucruri pe care le-am făcut până acum, din, mă rog, pasiune sau, mă rog, din alte motive, să le lăsăm în spate și să alegem ceva cu totul și cu totul nou. Da, la fel de bine, poate să fie o surpriză, așa cum am văzut din trecut, nu pot să cred, a doua oară turnul. Da, ceva te va împinge să iei o hotărâre pentru că ai tot stat și ai tot așteptat, poate să se schimbe lucrurile, nu, să se schimbe, ceva nou vine către tine, o nouă pasiune, o nouă viziune, du-te către acest lucru, lasă în spate tot ceea ce nu e bun sufletului tău, da, vedem optul de cupe acolo și urmează această pasiune, indiferent de cum arată sau ce reprezintă ea pentru tine. Nu lăsa cutia cu maimuțe și treburile din subconștient să te țină în această închisoare în care ai tot stat până acum. Învață despre cum să schimbi lucrurile acestea. Uite și șaptele de săbii. Tu poți să fii trădătorul în viața ta, tu să te sabotezi din a ajunge cea mai bună variantă posibilă a ta în această dimensiune, da? Pentru că variantele tale sunt infinite.
poate că este rana de nedreptate, de lipsă de corectitudine, da? Sau de trădare. Tu stai și analizează ce am avut eu de învățat din toate treburile astea, pentru că asta te împiedică în a ajunge la niște rezultate extraordinare. Poate, nu știu, că ai suferit o astfel de dezamăgire sau de trădare în cadrul unui parteneriat de lungă durată, indiferent de natura lui, nu știu. Ia de acolo ce era de învățat și mergi mai departe. Vorbim clar despre corectitudine, șasele de bâte și șasele de monede. Asta este marea ta nevoie, de a fi văzut, de a fi validat, de a fi, nu știu, susținut, lăudat și așa mai departe și ca lucrurile să fie corecte. Dar în primul și în primul rând, bine, sunt multe de discutat, vezi dacă tu ești corect cu tine. Da, și doiul de cupe îl vedem aici. Poate vorbim despre prietenii în care tu dai ca să fii persoana bună și să fie bine, să nu fie rău și primești ciuciu în tramvai, da? Ceva de genul acesta. Vezi și analizează de ce faci lucrurile acestea. Este extrem de important să-ți răspunzi la astfel de întrebări. Și mergem cu Super Deck mai departe și să vedem cartea tribunalului. Ia că din nou vorbim despre corectitudine. Of, of, măi, și iată și cartea ocupației aici, să faci ceea ce îți place, nu te mai preface că îți place ceea ce faci poate în momentul de față, vine momentul unei schimbări, vine momentul să iei o decizie, da, cu această carte a tribunalului, de a ieși din această închisoare în care ai stat până acum. Nu știu dacă vei avea vreun ajutor din, sau vreo susținere din partea unei persoane sau nu, poate să fie, sau poate chiar această persoană, da, mă rog, bogată, că e femeie, că e bărbat, nu contează, nu că te ține, tu te-ai băgat în această închisoare din motive puțin greșite și iată și cartea persoanei mature. Multe persoane în jurul tău vedem în această zi. Da, și da, totul contează de felul în care tu te vezi pe tine cu domnișoara aceasta privilegiată. Bun, haideți să vedem și mesajul din partea amorului Ghebos pentru astăzi, care îți spune felul următor: este nevoie să discuți, ai niște discuții sincere, oneste, de la inimă la inimă cu cineva, sau cineva va vrea să aibă astfel de discuții sincere cu tine și tu va trebui să vezi dacă crezi lucrul acesta sau nu, dacă ți-ai învățat lecția sau nu. Ok, și iată o avântare curajoasă în necunoscut. Poate să apară și ceva nou, dar am văzut asul de bâte aici. Îți dai voie să mergi cu curaj și încredere înainte, fără să iei toate săbiile acelea după tine, da sau nu. Discută în primul rând sincer tu cu tine. Și haideți să vedem și sfatul de aici, între timp pregătiți întrebarea sau întrebările pentru spirit. Sfatul are legătură cu animăluțele și, nu știu, poate aveți, poate e bine să aveți. Animăluțele, spune spiritul, sunt foarte importante pentru tine. Ele ne ajută să ne vindecăm și ne alină sufletelul. Haideți să vedem, așa cum spuneam, și răspunsurile voastre pentru astăzi, cele trei variante de răspuns. Răspunsul cu numărul 1 pentru cei care l-ați ales, iar hermitul și răspunsul este nu. Mai stai, mai gândește-te, mai meditează. Răspunsul cu numărul 2 este da, cu o regină de bâte care vorbește despre curaj, încredere și perseverență, de ce nu? Și răspunsul cu numărul 3 este un nu cu cinciul de cupe. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao.